Taxele și impozitele locale din municipiul Buzău ar urma să rămână la același nivel în 2023. Edilul șef Constantin Toma a anunțat aseară la Campus TV că nu se intenționează majorarea dărilor către Palatul Comunal, chiar dacă vistieria primăriei are de suferit din cauza crizei financiare cu care se confruntă toate autoritățile din România. În același timp, aceste taxe și impozite le-am adus și eu la nivelul orașelor la care vrem să ajungem. Mă refer la orașele din Ardeal, pentru că în afară de a face un oraș să funcționeze, trebuie să ai și bani de reparații, bani pentru școli, bani pentru o participare la aceste proiecte europene, pentru că nu este o glumă nici povestea asta. Mai gândiți-vă la o treabă, această creștere de prețuri la materiale, la utilități, a dus și la creșterea prețurilor contractelor. Guvernul nu ne dă niciun ban. El a reglementat faptul că putem plăti prețuri mai mari în contracte pe baza creșterii de prețuri la materiile prime și materiale și echipamente, dar această creștere o suportăm tot noi din banii primăriilor și nu este deloc lucru simplu. Efectiv, jucăm pe sârmă. Gândiți-vă că numai la Transbus, din creșterea prețului la motorină, au mai crescut costurile cu încă vreun 1,5 milioane de euro. Deci, efectiv, trebuie să ținem un echilibru. Potrivit șefului Palatului Comunal, majorările de preț la utilități, combustibil, la materialele de construcții și la alte servicii au condus la cheltuieli fără precedent din bugetul local. Foarte strâns, astfel încât să nu ajungem la situații neplăcute cum erau înainte să vină în 2016. E într-adevăr o mare provocare, nu am avut niciodată. Poate chiar în 2016, atunci când am avut o gaură de vreo 12,5 milioane de euro, la care s-a mai adăugat vreo 6 milioane jumate, care în sfârșit am reușit să le acoperim. N-am mai avut așa situație grea financiară, dar sper să ieșim și din chestia asta. Spuneți-mi, luna viitoare, dacă este adevărat, ar trebui să apară primele rezultate ale recensământului, nu? Primele rezultate oficiale, din da, câte știu. Citești ce fac cei de la, care s-au ocupat de recensământ, de la Institutul Național de Statistică.